Salut! Sunt Robert, iar astăzi suntem la Retezat Sky Race, după o pauză de 2 ani de zile. Am fost prezenți aici cu 4 corturi cu brandurile cele mai importante pe care noi le avem, Sport Guru. Branduri precum Mizuno, Garmin, Compressport sau Hoka. Branduri care, evident, sunt foarte utile într-o competiție de alergare montană. Sunt branduri care îți oferă echipamente precum foițe de alergare cu impermeabilitate, ceasuri care te pot ajuta să-ți încarci trecul competiției, pantofi cu amortizare foarte bună și așa mai departe. Este o competiție, din punctul meu de vedere, poate una din cele mai importante competiții de alergare montană din România și nu numai. Asta pentru că a și fost acreditată ca fiind una din cele mai tari competiții europene. O competiție la care au luat startul undeva în jur de 1000 de sportivi, o cursă cu elevație semnificativă și care, evident, face parte dintr-un circuit de curse de skyrunning. Sportivii în continuare, după cum vedeți, continuă să vină. Au fost 3 probe, Valea Mării, Buta și Custura. Competiții la care au luat parte atât sportivi de performanță, cât și sportivi amatori, dar și oameni care apreciază natura și care își doresc să vadă diferite trasee, să zicem, în timpul alergării. E nebunie în continuare, oamenii vin. Bravo! Ce aș vrea să mai spun este că și pentru mine astăzi a fost primul concurs de alergare montană. Am participat la cursa de 23 de kilometri, Buta. Pentru mine ca obiectiv a fost să termin în primii 10 astăzi, deși de obicei la competițiile de plat la care particip intenționez să ocup podiumul. Astăzi a fost foarte important să termin în primii 10 și am și reușit, de altfel, să termin pe locul 7. Oamenii au fost prezenți cu noi, trup și suflet, ca să zic așa. Ce aș mai dori să vă spun este că în continuare cred că concursul ăsta va fi ca target pentru noi, ca prezență cel puțin. Sper că am avut suficiente articole sportive noi pentru oameni, suficiente articole sportive utile și tehnologii despre care voi, cei care vă apucați de alergare, poate până acum n-ați auzit și v-au satisfăcut plăcerile din ziua competiției. Eu sunt Robert și în continuare cred că ne vom mai vedea și vom mai discuta și despre alte evenimente sportive ce vor fi în viitor. Vă salut, numai bine! Ciao!